Când nu reușești, o resursă pentru clasa 7. A nu reuși înseamnă a avea o nereușită, adică a nu obține rezultatul dorit. Dar pentru a obține rezultatul dorit, putem încerca de câte ori este necesar până reușim. Altfel spus, orice nereușită urmată de o nouă încercare crește șansele de reușită. Iată câteva exemple. Becul, inventat de către Thomas Edison. După numeroase încercări, el a spus: "Nu am dat greș. Doar am descoperit 10.000 de metode care nu funcționează." Autoarea lui Harry Potter, J.K. Rowling. Deși cartea a fost respinsă de 12 edituri până să devină un succes, ea spune: "Este imposibil să trăiești fără să ai niciun eșec." Creatorul jocului Pokémon, Satoshi Tajiri. Deși este o persoană cu autism, a dedicat 6 ani și toate economiile sale pentru a crea acest joc, unind pasiunea pentru insecte și jocuri video. După toate aceste exemple, asociază corect încercările celor 3. Și poți verifica dacă ai asociat corect. Acum, gândește-te la tine. La o situație de acasă, de la școală și de la joacă, pentru care ai avut nevoie de mai multe încercări pentru a reuși. Notează câte un exemplu. Aceste exemple sunt foarte importante și le poți împărtăși la clasă sau cu cei dragi. Așadar, dacă a nu reuși nu te oprește să încerci iar și iar, sunt sigură că ești pe drumul cel bun.